În studioul Europei Libere de la Chișinău, ministrul apărării Anatol Șalaru. Domnule ministru, bine ați ajuns la noi în studio. Pentru început vreau să ne explicați totuși ce se întâmplă odată cu inaugurarea oficiului pentru informare NATO la Chișinău, din moment ce Republica Moldova e un stat neutru, iar în stânga Nistrului staționează trupele rusești de atâția ani. Cum se împacă toate aceste lucruri? Simpac foarte simplu, oficiul de legătură NATO este ca un fel de ambasadă, reprezentanță. Vor fi 4 sau 5 civili care vor lucra în acest oficiu. Ei vor menține legătura între guvernul nostru și cartierul general NATO, țările membre NATO. Până acum această legătură era asigurată de ambasadele anumitor țări aici în Moldova. Acum oficial a preluat acest oficiu, care nu înseamnă armata străină, nu înseamnă armata NATO. Sunt experți care ne vor ajuta pe noi, ne vor expertiza în modernizarea armatei naționale, reforma armatei naționale. Vor promova ideile care au stat la baza creării Alianței Nord-Atlantice. Alianța Nord-Atlantică este o alianță de idei, este o comunitate de idei, uniune de idei, care au stat la baza creării Uniunii Europene. Foarte puțină lume știe că Uniunea Europeană nu ar fi existat astăzi dacă NATO nu ar fi apărut până la aceasta și dacă NATO nu ar fi asigurat condițiile necesare. Pace, liniște, protecția frontierilor a creat condiții de dezvoltare economică și de asigurarea și garantarea drepturilor și libertăților individului, a persoanelor și a națiunilor europene. Dar cum credeți, de ce îl neliniștește acest lucru pe Igor Dodon, cel care ar urma să ajungă în fruntea țării în calitate de președinte al Republicii Moldova? De unde vin aceste temeri? El face trimitere la sondajele de opinie care arată că prea puțină lume din Republica Moldova și-ar dori ca țara să adere la Alianța Nord-Atlantică. Fișa postului de președinte a Partidului Socialiștilor îl obligă să se revolte oricând este vorba de valori occidentale. El nu mai este președinte. Nu mai este, dar el continuă să facă acest lucru și el nu vorbește ca un președinte care trebuie să asigure un echilibru. El vorbește în continuare ca un lider al socialiștilor care a avut în campanie electorală un program și el acum vrea să-și realizeze acest program, deși nu mai este președinte al socialiștilor. Dar el merge pe aceeași idee. Anti-NATO, anti-europeni, pro-Rusie, pro-Uniunea Vamală, Rusia, Ucraina, Kazahstan. Astea sunt, iar eu cred că pentru noi prezintă mai mare pericol cei 1200 de militari ruși în Transnistria. Rusia, Belarus, Kazahstan, ați spus Rusia, Ucraina. Rusia, Belarus, îmi cer scuze. Iar pentru noi, cei 1200 de militari ruși, vreo 10.000 de militari transnistreni, prezintă mai mare pericol pentru independența noastră, pentru libertatea noastră, decât cei 4 angajați civili NATO. Da, un membru de guvern, Bașcanul Găgăuzie, Irina Vlah, a declarat în cadrul ședinței de guvern că înființarea acestui birou ar atenta la neutralitatea Republicii Moldova, iar acceptul pentru deschiderea biroului ar îndepărta soluționarea problemei transnistrene, lăsând să se înțeleagă că un asemenea gest ar putea deranja atât Federația Rusă, dar și Tiraspolul, Federația Rusă fiind partenerul strategic al Republicii Moldova, așa cum îl numește ea. Aceeași politică pe care o face și Dodon, aceeași politică o face și doamna Vlah, fiindcă armata rusă din Transnistria este principalul nostru impediment în calea obținerii unei neutralități de facto și de iure. Nu un oficiu de legătură NATO, care nu este militar. Există anumite reguli internaționale care stipulează că o țară poate fi neutră în cazul în care nu are armată străină pe teritoriul ei. Noi avem armată rusă pe teritoriul Moldovei. Din această cauză, neutralitatea noastră nu a fost recunoscută de nimeni, nici chiar de Rusia. În cazul de față, cei 4 angajați funcționari de la NATO nu reprezintă o armată. NATO nu are armată. Să fie clar pentru toată lumea, NATO nu are armată. NATO este formată din țări membre și fiecare țară membră NATO are armata proprie. Nu există o divizie NATO undeva amplasată, nu există un regiment sau un batalion NATO. Există țări membre NATO. Iar noi când vorbim de țările membre a Uniunii Europene,
care suntem în relații foarte bune, unde vrem să ajungem și noi, țări care ne acordă sprijin politic, ne acordă sprijin financiar, noi deschidem brațele și salutăm și cei din Găgăuzia la fel se bucură de beneficiile pe care ne le aduce acordul de asociere, de regimul liberalizat de vize, de evacuarea pesticidelor, au venit sute de mii de euro de la NATO, fiindcă NATO s-a ocupat de evacuarea pesticidelor rămase din timpul Uniunii Sovietice. Mii de tone de pesticide s-au dus din Moldova pentru a fi neutralizate în Polonia. Atunci, toți sunt fericiți când Europa ne dă ajutor. Dar când întorc un pic pe cealaltă parte moneda, când aceleași țări sunt și membri NATO, de imediat aceste țări devin rele, devin pericol pentru noi, devin ocupanți sau în ce se mai transformă ei, o piedică în calea noastră, în calea neutralității și așa mai departe. Păi hotărâți-vă! 4 angajați civili la NATO sunt mai puternici decât 1200 de militari ruși în Transnistria. Dar când va fi soluționată problema transnistriană, acordându-se un statut special acestei regiuni și când va fi posibil ca această armată rusă să fie evacuată din stânga Nistrului? Deci e invers trebuie pus întrebarea. Va fi rezolvată problema transnistriană atunci când armata rusă va pleca din Transnistria. Când va pleca armata rusă din stânga Nistrului? Când va dori Moscova să... Când Moscova va dori să fie pace și liniște pe aceste pământ. În ce condiții Moscova poate să-și retragă această armată din stânga Nistrului? În condiții în care nu va mai fi capabil să întrețină. În altfel nu văd nicio condiție în actuala configurare a puterii de la Moscova că Rusia ar dori să-și retragă... Doar interesul geopolitic interesul domină geopolitic, actualmente... Da. Și Rusia nu vrea să creeze un precedent când ea a cedat ceva și a plecat de undeva. E posibil să se retragă armata Rusiei din stânga Nistrului pe teritoriul ucrainean? E ținând posibil? Cont și de conflictul pe care l-au autoritățile de la Kiev, da, cu autoritățile de la Moscova? E posibil. Președintele Poroșencu, ministrul apărării, au dat garanții că în cazul în care Rusia dorește acest lucru, vor asigura o cale de retragere, de tranzitare. Sub egida OSCE și sub egida ONU. Nu pur și simplu am mers... Ca ministru al apărării, v-ați propus să mergeți la Cobasna să vedeți ce e în depozitul... Da, mi-am propus, dar nu am acces pe teritoriul Transnistriei. Și acest lucru nu-l veți putea face. Eu sper să-l pot face. Însoțit de cei de la OSCE... Însoțit de OSCE, de Comisia Unificată de Control... Prezintă pericol acest armament din la Cobasna pentru regiune pe ansamblu? E ca o bombă atomică Hiroshima aruncată în Moldova, fiindcă în caz de o deflagrație, în caz de un accident nefericit, în conformitate cu expertiza făcută de specialiști, pot fi afectate până la 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu. Din Ucraina, Transnistria, din partea dreapta a râului Nistru, va fi un impact catastrofal pe sute de ani, fiindcă acolo sunt și produse chimice, va fi distrus totul pe o rază de 5.000 de kilometri, pe o suprafață de 5.000 de kilometri. 20.000 de tone de muniție sunt echivalentul la o bombă atomică de la Hiroshima. Sunteți de acord cu cei care spun că cel mai ușor conflict înghețat de rezolvat e conflictul transnistrian? Da, fiindcă trebuie doar să dorească Rusia și atunci se rezolvă imediat. Ce statut ar trebui să aibă această regiune? Vom stabili împreună. Nu pot eu astăzi să spun ce statut. În conformitate cu Constituția, Moldova este stat unitar. Sub nicio formă nu putem accepta federalizarea Moldovei, fiindcă asta ar însemna transnistrizarea Moldovei de altfel. Unii spun că nu neapărat contează cum se va numi soluționarea, identificarea unei soluții durabile pentru Transnistria prin federalizare sau printr-o autonomie largă. Alții spun că contează ce fel de statut îi va fi oferit acestei regiuni. Păi asta este, în asta constă toată problema. Rusia vrea să-și mențină, să-și extindă controlul asupra Moldovei, prin Transnistria. De asta vrea să obțină de la noi un statut care i-ar permite Transnistriei să aibă dreptul de veto în orice acțiune am încercat noi să întreprindem. Și vrea statutul de limbă de stat pentru limba rusă, pentru limba găgăuză și pentru limba ucraineană. Și atunci, prin transnistrizarea Moldovei și apariția încă unei autonomii, încă o republică autonomă, Găgăuzia, vor încerca și la Bălți să destabilizeze situația și atunci sarcina lui Dodon este să blocheze pe cât poate acum până în 2018, în 2018 să vină masiv în Parlament,
dacă nu poate provoca până atunci alegeri anticipate, să permită Rusiei să-și instaleze pe o perioadă lungă de timp o bază militară în Transnistria, să-și mărească contingentul militar în Transnistria până la 20-30 de mii de militari și atunci Rusia, prin intermediul Moldovei și bazei militare din Transnistria, va controla și va supune unor presiuni uriași toată zona. Va fi un pericol pentru Ucraina, va fi un pericol pentru România, va fi un pericol pentru Marea Neagră, zona Mării Negre, pentru Turcia, Bulgaria și alte structuri. Moldova are nevoie de armată. Moldova are nevoie de armată mai mult ca niciodată. Dar îi se alocă prea puțin bani pentru a fi întreținută această armată. Dacă nu se fura miliardul ăla, cred că ar fi avut mai mulți bani astăzi armata. 65% din bugetul armatei se duce la fondul de salarizare. Noi avem un buget de supraviețuire, dar militarii noștri sunt conștienți de acest lucru și fac față. Nu știu cât timp vom mai rezista așa, dar trebuie să întreprindă guvernarea, avem să întreprindă măsuri pentru a mări salariile, pentru a aloca mai mulți bani pentru modernizarea armatei. Deocamdată noi primim ajutoare din Statele Unite, din alte țări, ajutoare substanțiale care ne permit astăzi să modernizăm armata, să o dotăm, să avem echipamentul necesar. Începem în curând un program de modernizare a armamentului din dotare. Vom mai primi încă multe zeci de mașini blindate americane până în vara anului următor. Specialiștii noștri sunt pregătiți în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Armata noastră trebuie să fie interoperabilă cu armatele țărilor membri NATO. Acesta este scopul meu în funcția de ministru, că atunci când cetățenii noștri vor ajunge la concluzia că locul nostru este NATO, armata noastră să fie deja integrată. Da, în cadrul coaliției de guvernare există o viziune clară asupra felului cum se înțelege o colaborare bună între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Bineînțeles, vedeți, premierul Pavel Filip a semnat la Bruxelles acest acord de deschidere a unui oficiu, fiindcă toți sunt conștienți de faptul că NATO nu este o structură care vrea să ocupe Moldova și nu vrea să-și aducă armata în Moldova. Acum unii zic, gata, a semnat prim-ministru că vin soldați americani. Nu este adevărat. Dacă NATO are și Statele Unite au un singur scop. În toate discuțiile pe care le-am avut cu oficialii NATO și cu experții NATO care vin la noi, ei vor să ne ajute să creăm o armată modernă capabilă să se apere, să-și apere cetățenii. Nimeni nu vrea să vină cu militari străini să lupte pentru noi aici. Președintele Nicolae Timofte a înaintat legislativului spre ratificare proiectul de lege cu privire la deschiderea oficiului de legătură al NATO la Chișinău. Președintele Igor Dodon ar putea să revină la revizuirea acestui document? Cum spune la noi, ce e scris cu penița, nu tai cu bărdița. Ceea ce s-a făcut și a aprobat Parlamentul și a fost semnat de președinte, nu mai poate fi anulat de nimeni. Admiteți că domnul Dodon ar putea să treacă pragul Alianței Nord-Atlantice? Bineînțeles, dacă a trecut Voronin, el de ce n-ar trece? Mulțumim pentru interviu. Și vă mulțumesc.